găsit, dragi copii! Sunt Adriana Silvica Lefter și în acest material vom descoperi informații despre deformarea corpurilor. Lichidele și corpurile gazoase nu au formă proprie. Apa va lua forma vasului în care este răsturnat. Alte corpuri, cele solide, au o formă proprie, așa cum știți deja. Totuși, și aceste corpuri se pot deforma și ele, sau își pierd forma inițială în unele condiții. De exemplu, dacă sunt supuse acțiunii unor forțe sau din cauza căldurii. Ca să înțelegeți mai bine, iată câteva exemple. O bucată de plastilină se modifică dacă este frământată, dar nu va reveni la forma inițială. La fel și un bulgăre de zăpadă. Un arc sau resort se va alungi sau se va comprima, dar odată comprimat, el va înmagazina energie. Când îi dai drumul, revine singur la forma sa. La fel, un elastic se va întinde, dar va reveni la forma inițială. Toate corpurile solide care revin la forma inițială sunt corpuri elastice. Aceste corpuri solide și elastice au diferite întrebuințări. O minge este elastică și, dacă o lovim de perete, revine. Astfel ne putem juca. Dar dacă lovim alt obiect de perete, este posibil să se spargă. Încearcă singur să explici de ce sunt folosite următoarele obiecte. De ce este folosită folia protectoare cu bule de aer pentru a transporta obiecte care se pot sparge? Ai ghicit! Bulele de gaz din folie se comportă ca materialele elastice care sunt capabile să absoarbă șocurile și astfel protejează obiectele delicate. De ce o rachetă de tenis are o rețea formată din fibre elastice? Deoarece mingea se va lovi de rețea care se deformează puțin și de aceea nu transmite șocul către jucător, dar poate să trimită mingea înapoi către celălalt jucător. De ce un atlet care sare peste obstacole folosește o prăjină care este elastică? Deoarece prăjina se curbează, exact cum se curbează creanga unui copac atunci când bate vântul. Apoi, când revine la forma sa, propulsează atletul peste obstacol. Dar, așa cum știi, nu toate acțiunile au același final. Unele obiecte sunt foarte rezistente și nu se deformează oricât de tare le-am lovit. Alte obiecte rămân deformate datorită acțiunii noastre. De exemplu, dacă luăm o sârmă și o îndoim, nu va mai reveni la forma inițială singură. Alteori, obiectele se sparg sau se rup. Dă exemplu de un obiect care se sparge. O vază, grecia sau poate un pahar. Cu siguranță ați spart măcar un pahar în viața voastră. Dar sunt și obiecte care nu se sparg? Desigur. De exemplu, o furculiță de metal. Chiar dacă lovește solul, aceasta nu se sparge. Sau o caserolă din plastic. Dă-te rog acum exemple de obiecte care, datorită forțelor, se pot rupe. Un creion? O foaie de hârtie?
Există copii și obiecte care nu se rup. Suportul pentru farfurii, care este făcut din plastic, sau o conservă. Dar haideți să ne imaginăm ce s-ar întâmpla dacă hainele pe care le purtăm nu s-ar deforma. Sau pizza nu s-ar putea tăia cu ajutorul cuțitului. Dacă paharele ar fi toate elastice. Dacă obiectele din metal s-ar sparge dacă ar fi lovite. Sau dacă toate metalele ar deveni elastice. Dar dacă talpa pantofilor ar fi metalică? Realizați un text scurt despre o lume în care obiectele au alte caracteristici. Inspirați-vă din întrebările propuse. La revedere, copii!